Bună seara, Cătălin. Bună seara, bine v-am găsit. Bine ai revenit la The Power Table. Cătălin, ne-am întâlnit ultima dată în niște auspicii nu foarte prietenoase. Eram cu toții destul de întrebători vis-a-vis de ce se va întâmpla cu un viitor apropiat. Tocmai intraseră rușii în celebra lor operațiune specială în Ucraina. Acum suntem deja la aproape 3 luni de la momentul respectiv. Cum se simte la voi toată partea aceasta legată de război? V-a creat ceva dificultăți? V-a creat oportunități? Cred că viața a mers mai departe pentru noi. Ne-am uitat și noi cu mare atenție și ușoară, ca să nu zic mare îngrijorare, la toate evenimentele care au apărut în proximitatea noastră, atât din perspectiva conflictului care se desfășoară sau, mă rog, a războiului, să nu intru într-o anumită retorică, a războiului care se desfășoară în Ucraina, cât și din perspectiva economică, prin creșterea prețului la utilități, ceea ce a generat o mare problemă în piață prin creșterea prețurilor pe toate componentele și inflații și salarii sau așteptări de salarii mai mari. Noi ne-am văzut în continuare de planul nostru ca și construcție și în continuare ne uităm cu atenție la tot ceea ce se întâmplă. Îngrijorare foarte mare este atât în perspectiva colegilor angajați și angrenați în ciclul economic din cadrul firmei, dar simțim o anumită îngrijorare și din perspectiva clienților, persoane juridice care sunt un pic mai atente pe fiecare pas pe care îl fac în perioada imediat următoare, așteptând cumva o clarificare din perspectiva conflictului și o clarificare din perspectiva impactului economic. Și totuși mă uitam pe rezultatele financiare pe care le-ați publicat pe trimestrul întâi și ele sunt bune, chiar foarte bune. Deci se pare că, într-un fel, a fost bine pentru voi în primul trimestru, cu toate aceste costuri pe care le avem și au crescut în ultima perioadă, inclusiv cu salariile, inclusiv cu combustibil, știm cu toții ce se întâmplă. Deci evoluați cumva oricum. Rezultatele noastre au fost bune și în perioada imediat următoare ne așteptăm să păstrăm trendul bun pe care l-am început, pe care îl avem de la începutul anului. Totuși, din perspectiva economică și din urmărirea atentă a ciclurilor economice, probabil că din Q3 ar putea să apară perturbări majore în piață și suntem cumva foarte atenți. Dar ca și anul trecut, menționez și acum, suntem foarte atenți la fundamentul companiei, uitându-ne să fim pregătiți în permanență, astfel încât să creștem atât cifra de afaceri din perspectiva relevanței cifrei de afaceri, cât și din perspectivă fundament financiar și profitabilitatea companiei. Q1 2022 este cu aproximativ 15-16% mai bun decât Q1 2021. Asta și datorită faptului că pe parcursul anului 2021 deciziile pe care le-am luat pentru a crește fundamentul companiei. Cătălin, înțeleg că ai și o prezentare pe care vrei să ne-o arăți. Da, am o scurtă prezentare din care o să încerc să trec cât se poate de repede. Ok, te rog. Așa cum am menționat adineauri, raportat la Q1 2021, în Q1 2022 am avut o creștere a business-ului de la 5 milioane de lei la 6 milioane de lei, ceea ce reprezintă o creștere a veniturilor cu aproximativ 16%. Din cifra de afaceri agregată, din împărțirea business-urilor sau, mă rog, a veniturilor pe business, avem aproximativ 46% generare de venituri din
partea de telecomunicații, din partea Apple și Tricom, cu care am fuzionat anul trecut, iar aproximativ 32% vine din 24 Broker, divizia de insurance a LifeSard-ului. Din perspectiva profitului, raportat pe aceeași perioadă, avem o creștere de aproximativ 40%, atât din perspectiva profitului brut, cât și din perspectiva profitului net. Din perspectiva evaluării companiei pe bursa de valori, lucrurile sunt cum sunt, în sensul în care avem o creștere de aproximativ de 1 milion de lei la final de februarie 2022. Obiectivul nostru pe care l-am avut și continuăm să îl avem la nivel de companie, ne dorim să ajungem la o valoare de 100 de milioane de lei la finalul anului 2022. Ne uităm atent și la acționarii sau la partenerii noștri care au încredere în noi și vedem o ușoară creștere a numărului lor de la o perioadă la alta. Am zis să reprezentăm și partea de venituri, cum este structurată printr-un grafic. Așa cum am zis, avem 48% în divizia de ICT Telco, 32% în insurance, iar alte proiecte generează aproximativ 20% din cifra de afaceri. Acele proiecte sunt proiectele în care credem și investim pe termen mediu și lung și ne așteptăm ca agregat să aducă relevanță și creștere pentru LifeSard. Ne uităm la indicatorii de creștere și de fundament, solvabilitate, lichiditate și gradul de îndatorare. Pe toți trei indicatorii avem ușoare îmbunătățiri ai lor, ceea ce arată că LifeSard este o companie stabilă pe termen mediu și lung. Un pic intru în zona de detaliu al departamentului. Avem o creștere a departamentului de insurance de la aproximativ 1,6 milioane de lei la aproximativ 2 milioane de lei, ceea ce înseamnă o creștere a departamentului de 22% la nivel de companie. Ceea ce arată că deciziile pe care începusem să le luăm anul trecut încep să-și facă simțită prezența și relevanța. Din perspectiva companiei InnoByte, a partenerilor noștri InnoByte, până anul trecut, focusul pe care l-am avut împreună cu InnoByte a fost să creștem relevanța din perspectiva cifrei de afaceri. Ținând cont de ultimile evenimente, am încercat ca în ultima perioadă să ne focusăm foarte mult pe fundamentul financiar, astfel încât profitabilitatea, raportându-ne la aceeași perioadă, a crescut în detrimentul cifrei de afaceri. Performia Finance are o altă dezvoltare și o altă perspectivă strategică pe termen mediu și lung. Am început de anul trecut să investim în partea de digitalizare și să construim aplicații cu care să ieșim în piață pentru clienții Performia, aplicații cu ajutorul cărora să aducem noi clienți în Performia, ceea ce a presupus o creștere a cifrei de afaceri cu aproximativ 22%, dar profitabilitatea a fost ușor afectată atât din perspectiva faptului că am investit în aplicații, cât și din perspectiva faptului că am înregistrat ușoare creșteri salariale în perioada care a trecut, adică Q1-ul 2022. O scurtă hartă a principalelor evenimente corporate pe care le-am avut în Q1 2022. Am finalizat emisiunea de obligațiuni, am finalizat divizarea valorii nominale, finalizată emisiunea de obligațiuni, da, și divizarea valorii nominale. Am anunțat o intenție de a achiziționa o nouă companie în valoare de 2,8 milioane de euro, ceea ce va genera, este o companie dintr-un segment strategic pentru LifeSard de construcție, care va genera atât relevanță din perspectiva cifrei de afaceri, cât și profitabilitate pe termen mediu și lung.
un demers corporate cu care sau la care am avut un feedback din partea unor investitori. Am simțit nevoia să ne apropiem un pic de colegii noștri care ar putea să treacă prin anumite perioade mai dificile în această perioadă, astfel încât am acordat sau am generat disponibilitatea unei sume de 300.000 de lei ca și împrumut cu dobândă mică pentru colegii care cumva trec prin perioade mai dificile în perioada aceasta. Perspective 2022. Așa cum am zis, ne păstrăm optimismul că și dorința să ajungem la 100 de milioane de lei evaluare companiei până la finalul anului 2022 și în acest sens depunem toate diligențele necesare astfel încât să aducem încredere pentru investitori că facem ceea ce promitem că facem. Ne-am bugetat o creștere a cifrei de afaceri cu aproximativ 20% față de anul trecut, chiar în condițiile în care sunt evenimentele care sunt, continuăm să credem în acest obiectiv. Sper să închidem cât mai repede tranzacția pe care am anunțat-o adineauri. Ne uităm în continuare la alte companii, atât din perspectivă strategică, cât și din perspectivă fundament cu care să intrăm în parteneriat. Iar un lucru la care ne uităm și vom crește atenția în fiecare zi este echipa Life is Hard, adică colegii noștri cu care și împreună cu care suntem și depunem toate diligențele astfel încât să generăm rezultatele pe care ni le dorim cu toții. Și cam atât din perspectiva prezentării. Eventual, dacă sunt întrebări din partea publicului tău sau subiecte pe care am putea să le abordăm. Mulțumesc foarte mult, Cătălin Chiș. Aș avea eu o întrebare pentru că am urmărit prezentarea ta cu interes și aș vrea să te întreb vis-a-vis de noua companie pe care o veți achiziționa. În ce mod o veți integra în grup? Ce anume va face această companie în interiorul grupului? Da, e un subiect extrem de sensibil în momentul de față și aș dori să nu intru în foarte multe detalii, dar ne uităm la toate companiile și la toți partenerii noștri și iar împreună cu ei vom lua decizia cea mai bună astfel încât să creștem fundamentul Life is Hard. Sunt toate variantele și toate opțiunile pe masă, atât în a o păstra ca și identitate de sine stătătoare, cât și de a o integra, a fuziona împreună cu ea peste un an sau 2 ani de zile. După ce vom face anunțul companiei și vom decide că este momentul să-l facem public, vom avea și un roadmap de dezvoltare care va fi oarecum cunoscut de către investitori. Ok, înțeleg că veți plăti sau ați plătit deja 2,8 milioane lei? Este vorba de 2,8 milioane de euro. Nu sunt plătiți, încă nu suntem într-o perioadă de construcție a mecanicii. Am să te rog să ne mai lași încă un pic să venim cu informații clare. Da, evaluarea companiei în momentul de față este de aproximativ 2,8 milioane de euro, iar plata se va face atât cash cât și cu acțiuni Life is Hard. Ok. Știu că nu pot să spui mai mult decât este public, așa că nu voi insista. Avem o întrebare din platformă. Este posibil ca în viitor apropiat insurance să crească ca și procent la cifra de afaceri? Și dacă da, cât estimați că ar fi? Este posibil să crească toate departamentele, obiectivul sau tot businessul. Obiectivul nostru este ca fiecare business unit să crească și să se dezvolte cu propria viteză.
Unele business-uri au posibilitatea să crească mai mult, iar altele mai puțin, sau mă rog, ritmul de creștere să fie diferit. În momentul de față avem doi piloni mari la care ne uităm de construcție. Un pilon mare este partea de digitalizare a mediului economic din România și ne referim la IMM-uri, dar și la comunități. Iar celălalt componentă sau celălalt pilon important este pilonul de insurance. Pilonul de insurance care tot în partea de digitalizare a întregului ecosistem se duce, doar că în insurance avem competențe avem un grad ridicat de competențe în segmentul respectiv și ne dorim să ne poziționăm ca un actor principal în zona de insurance alături de tot ecosistemul. E posibil să crească insurance mai repede decât segmentul de digitalizare, cum e posibil să crească și segmentul de digitalizare mai repede decât insurance. Mi-e foarte greu să zic acum care va crește mai repede. Încercăm să găsim variante de accelerare a amândurora direcții. Ok. Când veți trece efectiv pe piața principală? Știu că erau discuții încă din urmă cu câteva luni legate de acest subiect. V-ați propus acest lucru. Când se va întâmpla? Am început de anul trecut pregătirile pentru trecerea pe piața reglementată. În acest moment, felul în care evoluează tot procesul de pregătire ne arată că undeva la finalul anului 2023 vom putea să trecem pe piața reglementată. Worst case ar fi începutul anului de 2024, dar astăzi informația pe care o putem lăsa public ar fi finalul anului 2023. Depindem de mai mulți factori, inclusiv de condițiile economice și macroeconomice care se vor întâmpla, care ne vor focusa sau ne vor defocusa pe acest traseu. Înțeleg. Deci există anumite lucruri care nu țin neapărat de partea efectivă de pregătire a trecerii stării. Mai degrabă vă gândiți la condițiile economice și la ceea ce s-ar putea întâmpla, cum spuneai tu, din Q3 încolo. Pentru noi, așa cum am zis, este extrem de important să livrăm ceea ce am promis. Am promis și în anul 2021 anumite cifre, promitem și acum în anul 2022, chiar dacă sunt condițiile care sunt anumite cifre, focusul și atenția noastră se va duce atât să realizăm aceste cifre, cât și să ne atingem obiectivele strategice pe termen mediu și lung. Obiectivul de a trece pe piața reglementată este un obiectiv de a asigura creșterea accelerată a LifeSR pe termen mediu, lung și foarte lung, iar dacă condițiile economice sau lucrurile care se pot întâmpla dincolo de controlul nostru vor impune, ne vom focusa mai degrabă pe fundament decât pe acest aspect tehnic. Ok. Astăzi nu avem niciun element care să ne spună că ar trebui să fie altfel decât sunt lucrurile. Înțeles. Spuneai un pic mai devreme și de faptul că și voi ați fost într-o măsură afectați de creșterile de costuri. În ce măsură puteți transfera aceste creșteri de costuri în prețurile către clientul final? Da, aici este o poveste întreagă și o mecanică întreagă. Ca orice companie care activează în mediul economic, obiectivul este să genereze profit pentru toată lumea, atât pentru angajați, cât și parteneri, cât și investitori, acționari. Încercăm să transferăm costurile către toată lumea acolo unde putem. Avem în obiectiv să transferăm costurile astfel încât să ne asigurăm marginile și să intrăm într-o zonă care să fie ok pentru toată lumea. Sunt și zone unde nu putem să transferăm costurile respective și atunci trebuie să inventăm sau să fim mai creativi astfel încât să ne reducem noi costurile. Ne uităm în toate direcțiile astfel încât să ne atingem obiectivele propuse. În momentul în care am început construcția, mă rog, începuserăm construcția bugetului pe anul 2022, da, la finele anului 2021. Finalizarea bugetului s-a întâmplat în anul 2021 și deja aveam informații
de schimbarea mediului economic și am ținut cont de toate aspectele, motiv pentru care am raportat și am proiectat bugetul pentru 2022, care a ținut cont de absolut toate cifrele, de absolut toți indicatorii. Sper să nu apară alții din neprevăzut. Ok, nu uitați, dacă mai aveți întrebări pentru Cătălin Chiș, puteți să le puneți acum în platforma în care ne urmăriți în chat și încercăm să le luăm pe toate sau în orice caz le transmitem mai departe lui Cătălin și cu rugămintea de a răspunde el. Ok, spui că ați făcut bugetul încă din 2021. Înțeleg că el a fost făcut într-un mod mai degrabă conservator. Nu a fost făcut într-un mod conservator. A fost un buget creionat care ține cont de cât mai multe elemente pe care le-am putut lua în considerare. Dar ca întotdeauna, viața și business-ul nu sunt liniare. E una ce îți propui și alta e ce iese la final. Încercăm să ne păstrăm linia și suntem optimiști în tot ceea ce facem. Pe de o parte, suntem într-un business de tehnologie, dar relativ tradițional, în sensul în care nu avem un produs deocamdată, și subliniez deocamdată, care să fie disruptiv în piață, dar lucrăm în acest moment pe varianta 2.0.24 Broker, care va fi scris și rescris într-o cu totul altă manieră, ceea ce va asigura și va potența foarte mult creșterea activității din zona de insurance. Deci suntem într-un business oarecum tradițional și atunci cumva marginile pe care le înregistrăm sunt cele naturale din industrie. Pe de o parte vedem cât de greu este să crești organic, pe de altă parte vedem provocările pe care le ai din perspectivă agregare de noi parteneri și noi fuziuni și noi mecanisme financiare, ne dorim mult mai mult decât proiectăm astăzi și lucrăm pentru a putea veni cu informații suplimentare și să facem surprize pentru să aducem surprize în rândul investitorilor. Ok, o întrebare din partea celor care ne urmăresc. Ne întreabă dacă crezi că firma se întinde în prea multe zone în momentul de față. Mai probabil că se referă la achiziția noii companii. E o întrebare interesantă. Din perspectiva mea, nu ne întindem în prea multe direcții, și am și o motivație, desigur, pe subiect, pentru că fiecare pas pe care îl facem e gândit, dar în același timp suntem foarte atenți pe fiecare pas pe care îl facem, astfel încât în momentul în care simțim că lucrurile nu sunt ok, să putem corecta foarte repede, astfel încât să intrăm în proiecția financiară pe care am proiectat-o pentru piață. Toate elementele, chiar dacă par cumva disparate și că nu se leagă între ele, au o logică de business pe care o avem și e ca un puzzle pe care încercăm să-l așezăm pe tablă, doar că rezultatele cele semnificative și mari vor apărea în timp. Dar nu ne întindem în prea multe direcții. Adică avem atenție și ne dăm seama ce am greșit. E ca un joc. Greșim, corectăm, mergem mai departe și încercăm să creăm și să creăm surprize plăcute pentru toată lumea. Ok. Aș vrea să mă întorc un pic la prezentarea ta în care spuneai despre splitarea prețului acțiunii Life is Hard. A ajutat splitarea la creșterea nivelului de lichiditate? V-ați atins scopul? Din păcate, operațiunea de divizare a valorii nominale s-a suprapus pe foarte multe pe elemente sau pe influență generată de războiul din Ucraina. Ceea ce a influențat cumva întreaga bursă în momentul respectiv, deci au fost câteva zile
critice cumva care au generat perturbări în piață și implicit comportamentul investitorilor. Din perspectivă ajutor sau din perspectiva atingerii obiectivului pe care ne l-am propus, nu a fost la nivelul așteptărilor noastre. E o lecție pe care am învățat-o și la următoarele etape sau la următoarele momente vom fi mai atenți pe acest subiect. Într-adevăr, dar trebuie pe de cealaltă parte să spunem faptul că o companie care este solidă rămâne o companie solidă indiferent de condițiile din piață. Și cei care se gândesc la faptul că cotația nu evoluează întotdeauna cum și-ar dori respectiv în sus, asta nu înseamnă că compania respectivă nu își face treaba și nu crește mai departe. Prețul din piață este pur și simplu o reflectare mai degrabă a sentimentului pieței din momentul respectiv, nu este neapărat relevant. Și ați putea să vă uitați cu atenție pe datele financiare LifeisCard și să vă gândiți dacă nu cumva, pentru că am întâlnit această idee cum că există o evoluție destul de negativă a cotației la fiscal, să vă gândiți dacă nu cumva, de fapt, compania ar putea să fie subevaluată și poate ar fi interesantă pentru voi. Corect? Din perspectiva mea, ai perfectă dreptate și ne-am bucurat la finalul anului 2021 când am avut rezultatele peste nivelul proiectat la începutul anului. Ne-am bucurat pentru Q1 care este peste nivelul anului 2021 în aceeași perioadă, pe toate subiectele și pe toți KPI, atât din perspectivă cifre de afaceri agregate la nivel de grup, cât și profitabilitate. Cu toate acestea, prețul acțiunii nu a evoluat în același palier. E un feedback pe care l-am luat din partea pieții. Probabil că ceva ar trebui să schimbăm și să facem ceva și mai bine și nu neapărat din perspectiva cifrelor, pentru că acolo ne dăm toată silința de a păstra fundamentul și o să insist de fiecare dată, pentru că orice lucru pe care îl facem, îl facem pe fundament, că până la urmă din fundament trăim cu toții, ca și poveste, dar vom încerca să fim cât mai creativ posibil astfel încât să generăm valoare adăugată pentru toată lumea cât mai mare. Aș vrea să te întreb, voi dădeați de obicei, făceați majorări de capital social, încorporați profitul anului anterior prin distribuirea de acțiuni gratuite. De ce acum nu ați mai făcut aceeași operațiune sau de ce nu distribuiți dividende? Vom păstra același mecanism. Deci nu s-a schimbat absolut nimic, este doar o temporizare a unor decizii pe care le luăm în acest moment. Dar mecanismul se păstrează. Vom distribui în continuare dividendul aferent anului trecut, în anul următor, prin acordarea de acțiuni către cu titlu, mă rog, gratuit, nu chiar gratuit, cu titlul de dividend în acțiuni către acționarii existenți. Și anul acesta? Și anul acesta. Ok. Ce procent din actuala cifră de afaceri este generată de businessul LifeisCard dinainte de integrarea Active Power Solutions și Tricom Services? Și cum a evoluat după integrarea noilor business-uri? Cum a evoluat cifrele de afaceri ale companiilor noi din grup? Am să le iau cumva pe toate și separat și împreună. La nivel de grup, ca și cifră de afaceri și profit, am crescut Q1 2022 versus Q1 2021. Cu toate acestea, fiecare dintre business unit-uri sau dintre companii are propria existență și propria strategie de dezvoltare. Unele dintre business unit-uri au strategie de dezvoltare pe termen scurt, foarte scurt sau mediu-lung, altele pe termen mediu-lung. Cumva
Creșterea de 16% a cifrei de afaceri pe Life is Hard a fost susținută de către toate business unit-urile, doar că unele au crescut mai mult în raport cu celelalte. Semnificativ, în momentul de față, în Life is Hard a crescut business-ul procentual pe business-ul de insurance. Overall, pe cifra de afaceri, adică pe cifra absolută, toate au înregistrat creștere. Cifra de afaceri pe telco în Life is Hard este de aproximativ 46%, din perspectiva insurance avem 32%. Celelalte cifre care au generat venituri pentru Life is Hard au venit din gestionarea de proiecte pe care le-am avut și anul trecut și care au început să crească de anul acesta. Creșterea nu este cea așteptată, dar vor crește pe termen mediu și lung. În ceea ce privește performa, avem o creștere de tot aproximativ 20% a cifrei de afaceri, cu diminuarea profitului, cum am menționat și în slide-uri, diminuare care a venit sau care s-a datorat investițiilor în digitalizare pentru clienți, cât și prin ușoară creștere a salariilor în performa. A diminuat un pic marginea, dar avem un obiectiv de a crește cu aproximativ 20% cifra de afaceri, comparând an de la an, 2022 versus 2021, păstrând aceeași margine de profit ca și anul trecut. La Inobyte, din perspectiva veniturilor, a existat o ușoară contracție de aproximativ 15%. În schimb, partea de profitabilitate a crescut în mod semnificativ. Există o explicație, ca întotdeauna la orice lucru. Ne interesează foarte mult în momentul de față de a stabiliza lucrurile și a genera profit pentru a asigura fundamentul necesar în cazul unor probleme care ar putea să apară, motiv pentru care unele proiecte au fost împinse un pic mai încolo. Forecastul este de creștere pe toate companiile, atât în cifră de afaceri absolută, cât și în profitabilitate absolută. Ok, o ultimă întrebare, Cătălin. Aș vrea să-ți pun o întrebare legată de contractul încheiat cu Consiliul Județean Cluj cel de digitalizare. Având în vedere toate aceste creșteri de costuri, știu că acest contract presupune și achiziții de servicii și materiale. Aș vrea să te întreb dacă este impactat de aceste costuri și dacă există o anumită flexibilitate vis-a-vis de transferarea acestor costuri către clientul final, respectiv Consiliul Județean Cluj. Există un contract cadru între Consiliul Județean Cluj și Life is Hard care specifică foarte clar care sunt condițiile de construcție, atât comercială cât și de produs. Suntem conștienți cu toții de lucrurile care au apărut suplimentar și s-au dus într-o anumită direcție. Încercăm să găsim variante și o formă optimă pentru ambele părți, atât pentru Consiliul Județean cât și pentru Life is Hard, în baza contractului pe care îl avem. Ca și obiectiv pentru noi, cu această experiență pe care am avut-o și o avem în continuare cu Consiliul Județean și a și fost dat un comunicat de presă zilele trecute din partea Consiliului Județean Cluj, ne dorim ca cu acest produs să ne poziționăm foarte bine în această piață și să aducem valoare adăugată suplimentară prin implementarea soluției noastre împreună cu partenerii noștri și către alte consilii județene, astfel încât să recuperăm eventualele diferențe pe care le avem din acest contract. Acest contract trebuie să se încheie la o anumită dată sau veți rămâne cu anumite tipuri de servicii de mentenanță, de administrare, de dezvoltare? Din câte știu eu, contractul are o perioadă de mentenanță și garanție de 3 ani de zile de la livrarea produsului complet către Consiliul Județean. Am început să livrăm produsul, motiv pentru care a și apărut comunicatul de presă prin care s-a anunțat livrarea produsului către Consiliul Județean. Este un proces în derulare.
Dar răspunsul la întrebare este da, există o garanție și un contract de mentenanță, cred că de 3 ani de zile după livrarea produsului.